O afacere de succes poate începe din propria gospodărie. Acest lucru l-a demonstrat Iurie Ceban, locuitor al comunei Cotiujenii Mari din raionul Șoldănești. Acum două decenii, bărbatul a conștientizat că pentru el tâmplăria este nu doar o pasiune, ci și o modalitate de a-și asigura un trai decent acasă, la Paștina. Iurie Ceban a absolvit școala de meserii și este lemnar de profesie. În anul 2000, bărbatul a înțeles că tâmplăria este domeniul care nu doar că îi place, ci îi poate aduce și venit. Am învățat lemnărie, tâmplărie și dulgherie, am învățat-o 90-93, că așa se primește. După școală am lucrat în colhoz tot la secție de prelucrare lemnului, că tare acolo nu se făceau uși, ferestre, se lucra ca în colhoz. Trebuiau scânduri, un săcriu, săcrie, că tare se făceau pe timpuri foarte multe. Pe urmă am lepădat, nu plăteau colhozul bani, am lepădat școală, am lepădat lucruri din drastea și am pornit a lucra în 98-9. Mi-a plăcut și asta e meu, care îmi place la ziua de astăzi. Am pornit a lucra singur deodată și cu un băietan mai făceam ceva, cât am câte o comandă. Eu aveam strung, el nu avea nimic și făceam împreună și cu asta el primul s-a dus deoparte. Și câte o leac, câte o leac, am început a mări afacere. Am început a... am construit atelierul în 2004, care este mai. Până în 2004 nu avem nici atelier, nu avem nimic, lucram cum se primea, unde se primea. Într-o bucată de casă atelier, într-o bucată de casă locuiam, așa au fost, asta nu-i de ascuns. Foarte mulți care mă știu, știu tot rânduială. Am deschis întreprindere în 2007, parmis. Am deschis în SRL, am angajat muncitori. Să nu spun, până la 2007 tot au fost muncitori, da, așa, pe patent, cum era. Din 2007, deja oficial, să lucrează până la ziua de astăzi. Iurie Ceban și-a înregistrat o întreprindere și a început să-și extindă business-ul. A luat câteva credite și a cumpărat utilajul necesar pentru confecționarea ușilor și ferestrelor. Actualmente, alături de dânsul, lucrează 5 oameni. Dacă v-ați extinde, ați avea posibilitatea să angajați mai mulți oameni și ar vrea ei să vină să lucreze? Problema cu muncitorii e o problemă foarte serioasă. Ar fi bine de primit, dar mai puțin de lucrat. Și cu părere de rău, dar la sate muncitori nu prea sunt. Sunt foarte puțini. Lumea fuge de la sat pe un capăt. Nu știu cât e de corect, spun, dar eu știu după aceea ce văd eu. Lumea vrea să scăpi de sat, într-o măsură oricare. El se duce la oraș, n-al vede mamă, tată, n-are, soția o lasă acasă copii, el poate să ducă peste hotare și-i bine, merge tot. N-al dă nimeni la socoteală. Pe când acasă mai are și familie și casă. Și... Dumneavoastră nu v-ați gândit să lăsați balta afacerea și să plecați peste hotare? Niciodată și nici nu mă gândesc. De ce? Asta e. Cineva când are mi spunea că să nu vii vreme să te uzi ca la un monument, tot ce aici. Eu nu vreau să mă ca la un monument. Asta e... Nu contează să fiu cu muncitori singuri, dar eu asta nu o las de aici. Pentru ce să leși casa, leși copiii, leși tot. Nu e... Eu nu sunt cot normal asta. Și la noi este posibilitatea de a face ceva, numai dorință. Deși gestionarea unei întreprinderi presupune responsabilități, Iurie nu regretă că lucrează oficial și achită taxele și impozitele prevăzute de lege. Problemele se iau totuși din vârf. Ne ridic că să nu se zică impozitele, noi de-am suntem deprinși, așa trebuie, așa trebuie. Noi nu punem întrebări de ce trebuie să dăm atâta, ori de ce nu atâta, așa trebuie. Dar tăți e de valorizarea valutei noastre. Astăzi se ridic prețul, se dă înapoi valuta bună oară, prețul așa și rămâne. Noi nu putem ridica sinecostul la marfa care o facem. Asta e o problemă. Da? Nu e cea mai gravă. De-ar fi de lucru, lucrăm și așa, că este posibilitate. Chiar dacă satul Cotiujenii Mari este amplasat la aproximativ 25 km de la centrul raional, după ani de muncă în atelierul de acasă, Iurie Ceban își construiește un magazin specializat în orașul Șoldănești. Am avut numai un proiect, unicul proiect care a fost în 2009, care 40% era rambursabil. Ei, nu sunt 40, dacă în cifre, până la urmă, nu sunt 40, ele sunt mai puține.
oficială sunt 40. Dar atâta ce am avut. În rest, am luat credit o dată, am luat credit altă dată, am mai luat credit. Și câte leacă am extins, nu dintr-o dată, dar asta e de rândul anilor, an de an, câte leacă. Asta mi-a fost. N-am făcut casă, am făcut atelier, nu mi-am luat în casă, precum și la zăvă de la mine nu tot gata în casă. Am multe nefăcute, dar au fost primul plan la mine afacerea. Cumpărat strungurilor, amenajat atelierul, toate astea. Comenzile, mă sunt din cunoștință, sunt cum făcut la o persoană, de aceea la alta. Deja lucrez nu de un an, dar să punem 99, punem 2000, dar 17 ani de plini. Nu să spunem mai mult sau obțin, dar 17 ani de plini. Asta îi spune ceva totuși. Vizitându-l pe Iurie Ceban, reporterul nostru s-a convins de faptul că meșterul este solicitat. În ghișeul acestuia erau mai mulți cetățeni care venise încoace pentru a comanda sau a procura producția confecționată de echipa lui Iurie Ceban. De ce nu ai ales meșterii? Că e tot normal, găsești când îți trebuie, razmerul e diferit. Dar la comandă dacă e? Și la comandă tot, dacă nu găsești pe razmer, dai comandă și... Ai mai comandat ceva? Ai procurat de aici? Da, ferestre am comandat. Și care ți-e impresia? Tot e bun, tot normal. Nu mi-ai aici, Elis, să-ți... Dacă e mie aproape aici. Dar calitatea? Calitatea e bună. Materialul meu e bun. Numai materialul, dar... Da, și calitatea și lucru ștet, și prețul ștet. Am făcut ușele în casă, foarte calitative. El le-a montat din banii lui, din astea, am plătit... cât mi s-a convenit doză și foarte și amul mulțumit, foarte mulțumit de ușile care le-au făcut. Până la destrămarea Uniunii Sovietice, localitatea Cotiujenii Mari dispunea de peste 6.800 de cetățeni. În localitatea Cotiujenii Mari erau peste 33 de întreprinderi, de organizații, plus gospodărie agricolă. În aceste 33 de întreprinderi și gospodărie agricolă activau peste 3.800 de lucrători. Cunoaștem foarte bine la moment că toate întreprinderile de stat au dispărut, gospodăriile au dispărut, agricole. Azi, la moment, au rămas întreprinderi private și agenți economici privați. Deci, suntem foarte satisfăcuți de agenții tineri care au apărut în localitatea noastră. De pildă, avem Iura Ciobanu, construiește la moment ferestre, uși, diferite lucrări de tâmplărie. Avem alți lucrători privați, sudori, unde ne repară porți, ne construiesc porți, diferite lucrări care au nevoie cetățenii noștri. Sperăm să ne extindem ceva la Șoldănești. Facem un, a nostru, un magazin, îl construim, am în construcție în perioada asta, ca să nu mai dăm arendă și să fie ceva al nostru, ca să putem extinde mai mult marfă. Și aceeași mobilă să putem confecționa. Eu am pornit mai mult când am pornit activitatea, mai mult în mobilă. Cum în mobilă? Un garaj de bucătărie. Bucătărie, lucram singur și asta nu se face. Când ai salariat mult, un lucru se face repede, dar singur al întind și asta ne-a fost amele primele lucrări. Să zic că ușa am făcut, în început am făcut o ușă, două, trei. Dacă le făceam acolo, ea în lună, dacă le făceam în lună. Era, o făceam un giraj de bucătărie și ala trebuie să-l faci minim două săptămâni, o bucătărie, cel puțin o lună o făceai. Da, dar era normal. Antreprenorul spune că este foarte confortabil să lucreze de acasă. Totuși, crede el că lansarea magazinului specializat despre care vorbea în orașul Șoldănești ar favoriza sporul comenzilor. Actualmente, Iurie Ceban arendează o gheretă în centrul raional, unde primește comenzi din tot raionul și nu numai. Acești agenți economici tineri noi lucrează pe formă de patent. Spunem că așa mari venit de la impozitele lor locale nu, dar suntem satisfăcuți că o parte de oameni își desfășoară activitatea la întreprinderile lor, au salarii și aș spune că au salarii numici, au salarii de la 5.000 în sus, au și 10.000 salarii, unde își pot întreține familia, își pot întreține copiii care deja merg la școală și suntem satisfăcuți despre activitatea lor care s-o desfășoară azi în localitatea noastră. Mai mulți agenți economici mici, privați și încetșor vom hotărâ toate problemele localității.